Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vreau să vin cu o rețetă specială, fiind sâmbătă, să avem ceva delicios la prânz și foarte ușor de făcut și foarte, foarte, foarte sănătos. Pentru rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. 4 căței de usturoi, un ardei iute, jumătate de kilogram de roșii pe care le-am feliat, jumătate de kilogram de orez, un kilogram de ciuperci, zucchini, ceapă, ardei gras roșu și ardei gras galben. Și bineînțeles, macro afumat, o jumătate de kilogram. Rețeta este foarte simplă și ușor de făcut. Ca și gust și decor, adăugăm pătrunjel la final. Voi începe prin a vă arăta cea mai simplă de rețetă de orez. Am pus circa 50 de miligrame de ulei în tigaie. Îl voi lăsa să se încingă foarte bine. Atunci când doriți să aveți acel orez arăbesc care nu se lipește, nu e pilaf, e aproximativ al dente, dar el este de fapt fiert. Nu dăunează. Încingem uleiul, după care adăugăm orezul. Orezul pe care l-am spălat înainte. După cum știți, țările arabe, Asia, India, parte din America Latină, consumă foarte mult orez, foarte, foarte mult orez, și atunci ei au perfecționat rețeta de orez foarte bine, încât să nu le facă rău nici celor care au diabet. Lăsăm să se călească pentru circa 2 minute, după care adăugăm apă, jumătatea, deci dacă am pus jumătate de kilogram, trebuie să punem un kilogram de apă pentru a avea orezul perfect. Cantitatea dublă de apă comparativ cu cantitatea orezului. El a început să devină alburiu, deci pot să adaug apă. Mai mestec puțin, să mă asigur că el este călit peste tot. Deci acum pot să adaug apa. Un kilogram de apă. Și voi adăuga sare după gust. Voi lăsa să fiarbă aproximativ 20 de minute. Acum pentru sosul mexican avem nevoie de 2 linguri de ulei, nu mai mult. Vom începe prin a adăuga usturoiul și ardeiul iute. Un ardei iute și 4 căței de usturoi pe care i-am tocat, după cum vedeți. Vom lăsa să se călească. Bucătăria mexicană este
foarte apreciată, la fel ca și bucătăria franceză la nivel global. După ce călim ardeiul cu ustroiul, adăugăm ciupercile. O rețetă simplă, delicioasă, o rețetă cu bun gust. Nu are foarte multe ingrediente, însă are foarte mult bun gust. Mestecăm și lăsăm foarte puțin ciupercile să-și lase, să se înmoaie. Circa un minut jumate, nu mai mult. Pentru că ele vor fierbe foarte bine cu celelalte legume. Doar le călim puțin. Voi adăuga sare. Fiecare adăugați după gust. Da, ciuperca s-a muiat. Acum venim cu roșiile rondele, tăiate, jumătate de kilogram. Mai mestecăm în ele circa un minut. Această rețetă am învățat-o la restaurantul La Nașu, în București, unde am și lucrat. Este un deliciu. Acum venim cu zucchini. Dacă nu aveți zucchini, puteți pune foarte bine dovlecel. Deci nu am oprit filmarea deloc ca să vă arăt cât de ușor și repede se face. Se poate mânca cu tortilla, cu orez sau chiar mulți, foarte multă lume mănâncă simplu. Da, de obicei cu tortilla și cu orez. O puteți adapta și la spaghete. Acum venim cu ceapa, ardeiul gras. Adăugăm foarte puțină apă, circa 50 de miligrame. De ce? Pentru că avem doar legume aici și ele își vor lăsa apă. Și lăsăm să fiarbă pentru circa 5-6 minute, până simțim că legumele s-au înmuiat foarte bine. Este o mâncare viu colorată, foarte sănătoasă. Legume cu pește afumat este un deliciu, foarte, foarte sănătos. Acum voi lăsa să fiarbă circa 5-6 minute. Până mă asigur că legumele au fiert.
Dragii mei, după cum vedeți, am lăsat legumele să se reducă, nu mai are zeamă multă. Acum voi adăuga peștele macro afumat pe care l-am tăiat în jumătate. Este o mâncare foarte sănătoasă pentru cei care sunteți la dietă și foarte, foarte gustoasă. Trebuie să o încercați și voi și așa veți descoperi o mâncare sănătoasă și gustoasă. Vom mai lăsa un minut pentru a incorpora gustul de pește în legume și ciuperci. Nu mai mult. Între timp, eu voi toca pătrunjelul. După cum știți, mexicanii, asiatici folosesc coriandru. Ei pun foarte mult coriandru, eu pun, așa cum am învățat rețeta la restaurant unde am lucrat, pătrunjel. Și îl voi tăia cu tot cu codiță, pentru că aroma și puterea este în codiță. Între timp orezul meu a fiert, deci este foarte simplu, ușor și foarte repede. Este o mâncare de vară. Garnitura puteți să o schimbați singuri, cum vreți, cu tortilla, cu orez, cu piure chiar, cu cartofi prăjiți, cum vă place. Așadar, este gata. Voi adăuga verdeața. Am oprit și focul. Mestecăm foarte puțin. Așa arată sosul mexican de pește afumat cu ciuperci și legume. Vă voi arăta și orezul. Așa arată orezul. Este foarte bine fiert. Nu este pilaf, este al dente. Vă voi arăta cum arată în foarfrie. Acum venim cu legume. Este o mâncare foarte, foarte sănătoasă. Și pește. Cu o jumătate de kilogram de macro afumat, veți face o mâncare foarte, foarte delicioasă. Nu este foarte scumpă, se face foarte ușor, după cum ați văzut. Cam asta am vrut să vă prezint astăzi, fiind sâmbătă. Vă doresc o zi minunată și ne auzim la un nou videoclip.